Vinurile din zona Dealul Mare sunt extrem de deosebite și foarte, foarte apreciate de cunoscători. Colega mea, Larisa, a fost într-o vizită într-una din cramele din acea zonă, a fost și în vie și are foarte multe lucruri frumoase să ne spună. Un proverb franțuzesc spune așa: distingem în apă propriul chip, dar în vin vedem inima celuilalt. Dacă ținem cont de aceste vorbe, ce am putea spune despre vinurile românești, atât de apreciate în toată lumea, dacă nu faptul că ele transmit întocmai dragostea și truda celor care muncesc via, prepară vinul și ne-l oferă nouă tuturor pentru a ne bucura de el. Unele dintre cele mai apreciate vinuri românești sunt obținute în zona Dealul Mare, o zonă binecuvântată cu un microclimat propice pentru obținerea strugurilor de calitate. Există aici multe crame importante, iar noi am mers să vizităm crama Bolgiu, o afacere de familie cu o istorie aparte. Suntem într-adevăr o cramă care ne-am reluat activitatea în 2006, însă noi, ca tradiție și vechime, cred că suntem una dintre cele mai vechi, deoarece noi moștenim de la bunici și străbunici viile și pivnițele din această zonă. Noi undeva din 1920 ne-am găsit în niște cărți cele mai vechi origini. Deci, datorită acestor chestii, pot spune că suntem una dintre cele mai vechi crame din zonă. Dar în 2006 ați început activitatea la alt nivel. În 2006 am început activitatea după ce ne-am reluat o parte din suprafețe. Eu am hotărât să intru la Facultatea de Horticultură și fratele meu la fel. De aici a început totul. Tatăl meu mai înainte reluase o parte din suprafețele viticole. Ne-a plăcut și așa am început. Ușurel, ușurel, începând cu 5 hectare, acum am ajuns la 50 de hectare lucrate efectiv. Urmează să mai replantăm anii următori încă câteva suprafețe. Care sunt principalele vinuri pe care le aveți? Noi nu vinificăm tot, vine și o parte din struguri, deoarece nu avem capacitate, însă vinificăm și noi. Principalele soiuri de struguri pe care noi le vinificăm sunt Feteasca Regală, Feteasca Albă, Chardonnay, Sauvignon Blanc, soiurile albe, iar soiurile roșii, Feteasca Neagră, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah. Aici avem gamele de vinuri pe care le puneți la dispoziția clienților. Haideți să vorbim puțin despre ele. Ce avem aici mai exact? Aici avem gama Heritage. Este o gamă dedicată străbunicului nostru. Avem aici chipul străbunicului. Aici celălalt vinul alb este o Feteasca Regală. Vinul roze, un cupaj de Merlot și Cabernet Franc. Iar vinul roșu, o Feteasca Neagră. Care sunt specificațiile acestor vinuri? Participați cu ele la concursuri? Aveți deja rezultate cu ele? Da, am participat și la concursuri, am fost și în Italia. Vinurile au fost foarte apreciate. Avem aici și vinul Pelin. Și vinul Pelin. Avem o rețetă de familie pe care am moștenit-o de la străbunicul nostru și pe care am îmbunătățit-o și o ducem mai departe. Iar aici o altă gamă, gama aici, Quantum. Gama Quantum, într-adevăr, tot așa niște cupaje la vinurile roșu și roze, iar vinul alb este un Chardonnay. Știu că nu se face atât de ușor un vin bun. Cum ați găsit rețeta optimă pentru fiecare vin în parte? Cupajele noi le stabilim după ce vinificăm. Noi vinificăm vinurile, soiurile roșii aparte, fiecare soi în parte. După ce am vinificat și vinurile sunt gata, atunci le cupajăm și stabilim împreună cu tatăl meu și fratele meu, stabilim cum facem cupajele. Iar în partea aceasta de procesare a strugurilor, bănuiesc că aveți nevoie de echipamente speciale. Când ați achiziționat, ce ați achiziționat și cu ce fonduri? O parte din utilaje și din ce mai avem noi nevoie în cramă le-am achiziționat în 2006-2007 printr-un program cu fonduri europene, SAPARD. După aceea n-am mai reușit să accesăm, am cumpărat o parte din utilaje pe banii noștri. În schimb, am reușit să accesăm pe partea de viticultură, unde am reușit să replantăm o suprafață destul de mare din viile pe care le avem prin programul de reconversie și restructurare. Iar echipamentele cumpărate de unde anume? Din țară, din străinătate?
în țară, din păcate, nu se mai produce absolut nimic, de aceea este nevoie să le cumpărăm în Italia, din Franța. Cu recomandări sau cum le-ați ales? În general, când am cumpărat un utilaj, eu am preferat să văd la cineva care lucrează cu acel utilaj, să-l întreb dacă este mulțumit, dacă nu este mulțumit, dacă a fost mulțumit și după ce l-am văzut cum lucrează, am hotărât să-l achiziționăm și noi. Aici ne aflăm în cramă, văd aici niște butoaie din ce lemn. Aici suntem în crama noastră de învechire, așa cum era numită de străbunicul nostru pivniță. Pivnița aceasta este construită în 1934. Vedem pe piatra de la intrare, sunt scrise inițiale străbunicului, Nicolae Cebolgiu, 1934. Aici învechim vinurile roșii. Avem baricuri de diferite feluri, din Franța, din România. Împărțim soiurile pe baricuri, după care le tot așa le cupajăm. Se spune că e mai multă filozofie într-o sticlă de vin decât în toate cărțile, însă de multe ori cumpărătorii aleg o sticlă doar după etichetă, mai ales dacă ea pare să spună o poveste. Cel mai apreciat vin al acestei crame are o etichetă specială, spune o poveste, dar are și calități apreciate de cei mai fini degustători. Eticheta am făcut-o în colaborare cu un călugăr, un pictor iconar din Muntele Athos. Dânsul ne-a pictat eticheta cu vinul nostru. O parte din vin am hotărât să îl îmbutelim, să-l ducem în Sfântul Munte, să-l învechim acolo, o parte l-am păstrat noi. Vinul bun se cunoaște din vie, iar pentru a obține struguri de calitate, fiecare verigă tehnologică trebuie respectată cu sfințenie. Ștefan este un bun cunoscător al acestei culturi, iar pentru a se asigura că în fiecare toamnă are cei mai buni struguri, încearcă să ia din timp cele mai bune decizii. Încă mai aveți strugurii roșii de cules, ce soiuri mai exact? Mai avem Sirahul, mai avem Cabernet Franc, Merlot și Fetească Neagră. Ce soi predomină în plantația dumneavoastră? Noi am făcut tot posibilul să avem din fiecare soi cam aceeași cantitate, pentru că ne ajută foarte mult la cupaje, ne ajută foarte mult la vinificat. Ar fi fost foarte complicat să avem dintr-un soi foarte puțin și din altul foarte mult. Haideți să vorbim un pic despre acest an. Un pic mai bun sau poate mult mai bun decât anul trecut, unde știm că zona aceasta s-a confruntat cu căderi de grindină, a fost o producție destul de slabă de struguri. Cum a fost acest an sau cum este acest an, mai bine spus? Anul acesta și niciun an nu-l putem compara cu anul trecut, deoarece anul trecut, așa cum bine știți și dumneavoastră și toată lumea, ne-a afectat grindina în proporție de 95%, așa că nu avem cum să comparăm. Însă îl putem compara cu anul 2018 și putem să spunem că ne apropiem de producțiile de atunci. Anul trecut, datorită grindinei, ne-a afectat foarte mult coarda și eu am anticipat de atunci că și producția de anul acesta va fi afectată în mică măsură, nu foarte mult, dar nu se va duce în producțiile obișnuite. Începând de anul trecut, bănuiesc că ați făcut alt tip de lucrări sau ați luat alte măsuri în vie. Ce a fost necesar să faceți, ce lucrări, ce tratamente în plus față de un an obișnuit, să spunem, pentru a avea totuși producții bune anul acesta? La lucrări noi n-am putut face rabat, pentru că via trebuie lucrată, lucrările mecanice trebuie să făcute, tratamentele trebuie să făcute, lucrările manuale trebuie să făcute, adică noi anul trecut a trebuit să o lucrăm ca într-un an normal, însă n-am putut culege, asta a fost problema. Dacă n-am fi lucrat-o și am fi stat mai liniștiți anul trecut, se resimțea și mai mult anul acesta, adică nu puteam să stăm așa. Să neglijați. Observăm, vedeți, nu avem buruieni, dacă noi am fi lăsat viile nelucrate, acum nu mai știam ce e, vie, buruiană, nu știam. Iar anul acesta ce tehnologie ați aplicat? Anul acesta, ca și anul trecut, am aplicat tehnologia obișnuită, adică am început cu din iarnă cu tăiatul, apoi revizuitul, legatul și așa mai departe. Iar ca număr de tratamente, intervenții în plantație? Da, a fost un an un pic diferit, deoarece a început cu foarte multe precipitații. În perioada înfloritului, înainte de înflorit și după înflorit, a plouat continuu. Ne-a închinuit cu tratamentele, a trebuit să le facem printre ploi. Însă după înflorit, s-a terminat, n-am mai avut precipitații absolut deloc, chiar eram îngroziți la un moment dat, erau deja struguri începuseră de verzi să stafidească. Ați pomenit în discuția de mai devreme faptul că ați replantat o parte dintre vii.
unde ați găsit materialul seditor? Ați găsit ușor? Ați făcut precomandă? Cum v-ați descurcat în acest sens? Aici suntem într-o parcelă de Sirac, plantată în 2009. A fost al doilea an de când s-a început proiectul de reconversie și restructurare în 2008, iar noi am accesat aici în 2009. Materialul seditor este cumpărat din Franța. Sistemul de susținere din Italia, mare parte, pregătirea terenului din Franța, din păcate, cam asta se întâmplă. Iar cu forța de muncă, cum vă descurcați în campania de cules, de exemplu? Cu forța de muncă ne descurcăm, avem angajați, lucrăm cu angajații. Deci nu aveți nevoie de oameni pe care nu îi găsiți, cum se întâmplă poate în alte zone? Să știți că am observat că datorită pandemiei, o parte din oameni au revenit din străinătate și își caută de muncă și aici. Mulțumesc Dumnezeu, din punctul meu de vedere, este bine. Ați atins un alt punct sensibil acestui an, pe lângă secetă și pandemia. Cum v-a afectat pandemia de coronavirus în ceea ce privește participările la târguri? Poate, nu știu, aveați acolo alte oportunități? Cum v-a afectat din punct de vedere al vânzărilor? Pe partea de viticultură pot să spun că nu ne-a afectat, deoarece lucrăm în aer liber și nu sunt probleme. Însă, să spun așa, ar fi trebuit să ne afecteze pe partea de vânzări. Dar noi, fiind o cramă mică și având puține angajați, am putut să ne adaptăm. Și chiar dacă n-am vândut foarte mult vin îmbuteliat la sticlă, am vândut vin la bag-in-box foarte bine. Și s-au compensat vânzările. Ce planuri de viitor aveți? Vreți să vă dezvoltați din punct de vedere al suprafeței cultivate cu viță de vie? Poate o altă abordare în ceea ce privește comercializarea, distribuirea vinului? Ce planuri aveți? Vrem să ne oprim undeva la 60 de hectare și ne-am dorit să accesăm niște fonduri europene pentru cramă. Să vedem. Se pare că din 2021 vor fi mai multe fonduri pentru segmentul acesta și ne dorim și facem tot posibilul să accesăm și noi. Ați accesat deja fonduri europene. Cum a fost procedura? Nu v-ați descurajat, deci cumva n-a fost atât de greu. Să vă spun pe partea de vie. Am început în 2009, a fost foarte simplu. În 2009, aici, când am replantat, derularea documentației și totul a fost extra de simplu. De la an la an s-au complicat lucrurile. Ultima oară am plantat anul trecut, când a fost extra de complicat. Controle peste controle, documente peste documente. Dar am oftat și am mers mai departe, că până la urmă sunt bani nerambursabili și e păcat să-i ratăm. Ajung vinurile dumneavoastră și dincolo de granițele țării? Da, o parte din ele ajung și în America, în Franța, în Italia, Germania. Iată, deci ați depășit într-un timp scurt și granițele țării. Ne vă dorim mult succes în activitate și poate să ne revedem curând și la târgurile de profil. Vă mulțumim frumos!